Împătimiții sporturilor de iarnă nu s-au putut dezlipi de covorul alb nici măcar în ziua de Crăciun. Mii de turiști au umplut pârtia Clăbucet din Predeal. Cum s-au distrat oaspeții la munte? Toată ziua au dansat, au schiat și au pus dorințe și abia pe seară s-au retras în unitățile hoteliere. Vreau o crăciuniță în seara asta. Un moș Crăciun are nevoie de o crăciuniță. Turiștii și-au dat întâlnire pe Clăbucet. Chiar dacă stratul de zăpadă s-a subțiat considerabil, schiorii și snowboarderii au făcut câteva coborâri, după care au luat prânzul în aer liber și s-au încălzit cu un vin fiert. Au petrecut la munte un Crăciun de pomină pe care nu-l vor uita prea curând. Mi-am pierdut nevasta! Carmen! Conzece, Carmen! Nu mai beau! Am venit cu fratele meu, el încearcă acum să învețe. E foarte frumos, nu e nici foarte frig, zăpada înțeleg că e bună pentru începători. E minunat! Condiții numai bune pentru petrecerea unui Crăciun reușit. Da. Frumos, frumos la munte de data asta. Foarte frumos. Distracții, mai aici la Predeal. E foarte bine, distracții. Vă așteptăm la Predeal. Și pentru toți gălățenii. Crăciun fericit! Crăciun fericit! Unde ați venit? În Cernavodă. Și cum e atmosfera la munte? E superbă. E atmosfera de iarnă, de Crăciun. E nevoie de zăpadă ca să fie un Crăciun ca lumea. N-a nins. Poate ninge. Vă doriți puțină zăpadă? Mai multă zăpadă. Este zăpadă, dar merge și mai multă. Ați încercat săniușul? Săniuș și schiu. Am încercat de toate. N-ai putut să te dezlipești de pârtie de Crăciun? Normal. Ne distrăm de Crăciunul. De unde ești? Din București. Și cum e aici, la munte? Foarte distractiv. E foarte frumos. E și multă lume și e într-adevăr frumos, nici foarte frig. E bine. După ce au petrecut toată ziua pe pârtie, turiștii s-au retras la cabane. Au avut parte de petreceri cu lăutari, cadouri și preparate tradiționale. Le-am pregătit preparate tradiționale 100% ecologice din gospodăria proprie. Le pregătim seara un foc de tabără cu frigărui. După aceea o să intre înăuntru, o să avem un program artistic, formație, colindători, DJ, cu preparate tradiționale de casă, sărmăluțe. După aceea o să aibă un purcel de lapte și plus alte surprize specifice cabanei. Acum cabanierii și hotelierii sunt întoi cu pregătirile, însă pentru petrecerea de anul nou. Per total, gradul de ocupare în stațiune ajunge la sfârșitul săptămânii undeva la 98%.